Conferința organizată de un ONG din orașul Dâmbovițean Titu a constat în expunerea unor ipostaze surprinse de documentele păstrate din vremea domniei lui Constantin Brâncoveanu și a mitropolitului Antimivireanu, ierarh, martir și cărturar. Ele stau ca mărturie și pot fi sursă de inspirație atât pentru teologi, dar și pentru partea laică. Este o abordare multidisciplinară a epocii Brâncoveanu. În cele două sesiuni de comunicări s-a conturat o imagine despre epoca brâncovenească și despre aportul Marelui Voievod la dezvoltarea acestei zone, locația Palatul Potlogi nefiind una întâmplătoare. Domnitorul Constantin Brâncoveanu a avut reședința de vară la Târgoviște și mai mult decât atât, unul din motivele pentru care a avut sfârșitul tragic, pentru că a înălțat Târgoviștea la vechea faimă de odinioară. Palatul trebuie pus în valoare și este o modalitate de a evidenția aceste comori. Încercăm să aducem prin osul nostru locului și oamenilor care au contribuit prin viața lor, prin strădania lor, pentru a ridica simțirea și spiritualitatea românească acolo unde este locul. Dorim ca potul să ajungă la înălțimea pe care a avut-o. La finalul sesiunii de comunicări, pentru cei prezenți au fost pregătite două expoziții, una cuprinzând steaguri medievale imaginare și una cuprinzând ipostaze iconografice ale artei bizantine.